Nu știu dacă se aud băieții din spate. Am doi băieți în spate pe balcon care vorbesc. Le-am zis. Am închis ușa ca să nu... Stați 2 secunde. Să închid și pe asta la altă. Dat fiind faptul că nu am microfon și filmez doar cu telefonul, l-am și scos din husă ca să pot să-l pun pe trepied. Trepiedul ăsta l-am de, nu știu, de vreo 2 ani de zile, mi s-a stricat un picior de la trepied și am reușit să-l pun pe stativ. Fraților, e un pic cam groasă treaba și vreau să vă vorbesc despre grosimea trebii. Despre treaba asta. Știți deja că lucrez la o firmă de rigips, o firmă de rigips, o firmă care face doar rigips. Zic eu, până acum doar rigips, de 1 an jumătate de când sunt la firma asta, doar rigips am făcut. Și mă, sunt nervos, sunt foarte, 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 foarte nervos. De ce sunt nervos? Unul la mână. Sunt nervos din cauza faptului că șeful îți spune una și face alta. Unul la mână. Noi, cum v-am arătat în vloguri anterioare, noi stăm acum într-un apartament cu 2 camere, un WC, un mini hol și o bucătărie care e în spatele camerei. Și camera asta, după cum vedeți, are 2 paturi. Patul meu e ăla un pic mai dezordonat, deoarece acum m-am ridicat din pat. Nu am niciun chef, n-am nicio răbdare și am zis că bă, vreau să stau toată ziua în pat pentru că vreau să mă odihnesc, vreau să mâine am de plecat iar, dar o să vă explic în decurs de 2-3-5 minute. Banca asta, zici că sunt parc. Da, așa sunt băncile aici. Stăm, normal, 4 persoane aici. Acum. Deoarece camerele sunt de 2 persoane și așa am și vorbit cu șeful că nu va mai veni. Nu mai vreau efectiv să... Eu am experiență în Germania de când am stat mulți într-o cameră, gen 4 sau 5 într-o cameră, de trebuie să le ascult. N-am putut dormi noaptea, ca să vă zic într-un cuvânt sau mai multe cuvinte, din cauza sfărăitului, vorbitului în somn, bășinilor și așa mai departe. Eu zic că eu n-am putut dormi, nu pot să zic că n-am, nu sforăi, dar eu n-am putut dormi de sforăitul altuia. Și urăsc treaba asta. Efectiv, am început să urăsc foarte, foarte mult treaba asta cu sforăitul. Poți să sforăi, dar nu dormi lângă mine, te rog frumos. Ok, nu asta e problema cu sforăitul. E problema că am vorbit cu șeful și am zis, mă frate, zic, nu mai vreau pe altcineva. Nu e vorba că nu știu, n-are loc. Ar avea loc. Aici a fost încă un pat. Sau aici, în camera asta, au fost 4 paturi. Dar nu... Efectiv, mă disperă și mă frustrează faptul că trebuie să ne trezim dimineața 6 oameni sau 5. Deocamdată ne trezim doar 4 și trebuie să așteptăm fiecare dimineață ca să ne spălăm, să ne pregătim pentru muncă. Și problema e că trebuie să așteptăm unul după altul și când venim de la muncă. E de tot rahatul până la urmă, dar ăsta m-a zis că vrea să facă altceva. Mi-a zis colegul meu de dincolo, am un portughez dincolo, acum suntem 3 români aici cu un portughez și portughezul mi-a zis că nu, nu o să fie așa din cauza că peste 2 săptămâni mai trebuie să mai vină încă un copil cu un coleg în concediu și o să vină direct cu el. Au, când am auzit asta, zic gata, mi se umple parul. Dar o să dea pe lângă. Au, 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 zic, nu cred. Nu cred că asta zice ceva și face altceva. Asta e unul la mână. Doi la mână. Mie mi-a promis, după ce m-am angajat, mi-a promis că după 3 luni de zile, la banii pe care am pe oră, o să mai impun încă 1 euro peste banii respectivi. Am așteptat până în ziua de azi, până ce, 1 an jumate pot să zic că am așteptat ca să văd respectivul euro la salariul meu, nu l-am primit nici în ziua de azi. Am primit acum 2 luni de zile, pot să zic că am primit 20 de cenți, fraților, 20 de cenți peste salariu. Gen, am avut, nici nu știu dacă bine să zic, dar am avut 12 euro la oră și acum am 12 euro și 20.
decens. Wow, după un an jumate. Și lucrez, nu pot să zic că nu lucrez, doamne iartă-mă. Nu, că mă laud, dar muncesc mult mai mult decât un profi. Chiar am avut o mică conversație aprinsă aseară cu Claudiu, cu colegul meu, și am zis, bă frate, câteodată muncesc mai mult decât tine și cu încă Lino împreună. Ce? Tu ești? Ori tu ești așa? Dacă eu sunt trecut în acte ca fiind helper și ca fiind un om care ajută asta, nu înseamnă că efectiv nu muncesc mai mult decât voi. Pentru că întotdeauna, câteodată, câteodată un ajutor muncește mult mai mult decât un profi. Iar eu nu, în acte sunt ajutor. Dar pe șantier nu sunt ajutor. Pe șantier mă ajută ăla care primește de 3 ori mai mult salariu decât mine. Și asta mă frustrează mai tare și mă enervează mai tare și vine să-mi le... să-i strâng de gât. A treia problemă ar fi faptul că la firmă, efectiv, firma nu știe câți oameni, câți angajați are. Am fost la firmă cu fratele meu să lăsăm o mașină înainte să mergem în concediu. Efectiv, nu i-a interesat pe oameni nimic, fraților. Nimic nu i-a interesat pe oameni. Unde-s cheile de la mașină? Aici sunt. Am dat cheile. Ok, ceau. Concediu plăcut. Păi, dar nu vă interesează dacă mașina e zgâriată, nu vă interesează, am făcut plin, nu vă interesează nimic de mașina asta, nu, chiar nu vă mai interesează de nimic. Nu mai interesează pe oameni de nimic. Și am zis, treburile astea mă enervează la firmă. Nu zic, nu, are și părți bune. Eu nu vreau să vorbesc doar despre părțile negative. Părți bune are, gen, uite, stăm în chirie, nu trebuie să plătim. Avem mașină de muncă, cu carduri poți să-ți faci plinul la mașină, nu oricând vrei tu. Când se golește rezervorul, nu e problemă de treburile astea. Toți banii pe care îi fac, îmi intră în buzunar, dar... Nu știu, după părerea mea personală, și vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă și voi ați pățit treaba asta, să, nu știu, dacă îți plătește, asta înseamnă că ești a lui, adică înseamnă că efectiv tu nu mai ai drept, nu mai ai ce să faci, nu mai ai... Eu am văzut pe colegii mei că efectiv sunt foarte, foarte, foarte fricoși din cauza faptului că tremură când le vorbește ăsta micu. Și eu i-am zis la ăsta micu, pe mine mă doare exact în cot, mă doare, nu vreau să vorbesc căcaturi prostii, dar nu prea mă... Frate, îmi dau demisia și de mâine lucrez altundeva din cauza că am diplomă de Germania. Mi-am făcut școală aici, am diplomă de B1, vorbesc germană. Nu ca să mă laud, am făcut-o pentru mine, pentru ca să pot munci, să pot să mă înțeleg cu lumea. Nu voiam să am întotdeauna nevoie de un traducător. Hai te rog frumos lângă mine și tradun ce îmi spune ăsta, ce îmi explică, ce... Nu are nimeni caracterul tău, nu are nimeni flow-ul tău de a vorbi. Nu poate vorbi nimeni ca tine, nu poate să se exprime nimeni ca tine, nici măcar Mihai Bendeac, pe care îl stimez și îl iubesc foarte mult, nu poate să aibă caracterul tuturor oamenilor. El ce face e altă mâncare de pește. M-am enervat foarte tare și, cum am zis, stau în pat de mult timp, n-am vrut să filmez, n-am vrut, sunt un pic așa demoralizat și mi-e teamă că cred că îmi voi da demisia. Am vorbit cu vreo 2-3 persoane care mă ascultă și care mă înțeleg și mi-a zis, bă, fă, ce... Dacă tu vrei să fii liber, vrei să fii liber. Eu am în cap că e pandemie, că vreau să mă duc să mă plimb, că vreau să încep să pun content pe vlogul ăsta. Pentru că nu o să vreau să vă pun întotdeauna content cu șantierul pește, că eu construiesc ziduri, construiesc rahaturi, construiesc... Nu, acum ați văzut și eu până la urmă m-am săturat de să mă uit la vlog, m-aș sătura să mă uit într-una, că da, acum am înțeles cum e cu rigipsul, cum trebuie să faci, să dreci, să tai, să... Sunt Frankfurt și nu pot efectiv să mă duc în oraș. Nu mă reține ceva, nu știu, mă reține, vreau să scap de reținerea asta, vreau să... Ziceți-mi, fraților, cum să scap de reținerea asta, o să mă ajute foarte mult mesajele voastre, pentru că efectiv nu mai pot, simt că explodez de nervi. Vorbesc cu prietena mea și, cum am zis, vorbesc cu 1, 2, 3, 4, 5 oameni care efectiv mă înțeleg și mă ajută cu idei de ale lor, cu toate, că îmi zic oamenii, bă, acum eu nu omul ăla care e să zic și eu, bă, fă exact ce te face fericit. Nu te mai gândi că nu ai bani, nu te mai gândi că pandemie, nu te mai gândi că o să moară lumea. Lumea se angajează și își dau demisia, mai ales dacă efectiv nu primesc ceea ce îmi trebuie mie, efectiv nu primesc. Nu te-ai ținut de cuvânt pentru că mi-ai zis, un cuvânt e cuvânt, la mine cuvânt e cuvânt. Păi când te angajezi întotdeauna la o firmă, oamenii te link și în gaura unde nu...
pătrunde raza soarelui până la urmă și după un timp, gata, dacă te-ai angajat, ei au pretenții, ei au, nu știu cum se gândesc, ei se gândesc că ești al lor, că nu mai poți face nimic, că nu mai poți, gata, ești, nu frate, nu o să fie așa. S-ar putea să-mi dau demisia și mi-e greu să-mi dau demisia din cauza că am, de fapt, nu e vorba că o să-mi fie greu să-mi dau demisia, pentru că o să vreau o relaxare, o relaxare totală, o să am, dacă îmi dau demisia, gen, vreau să mă duc în România, să mă duc în anumite locuri, să vă fac vlog, să vă explic să, în ce locuri vreau să ajung, vreau să, pe unde au mai fost și alții, nu zic că nu au mai fost și alții, dar nu știu, frate, ziceți-mi ce să fac, adică, na, ce să fac, ferm convins că dacă o să vă uitați la vlogul ăsta, unii o să fiți că da, dă-ți demisia, nu, nu-ți dă demisia, sau eu știu, mai gândește-te, sau, că aș vrea, gen, o să vreau să văd normal dacă vine încă un gagiu aici, i-am zis și la Claudiu la asta, mi-a zis, bă, dacă mai vine încă unul aici, finito, s-o terminat, stau încă două săptămâni în preavizul lui Pește, mă duc și vorbesc cu ăsta și el cu siguranță o să-mi zică, dat fiind faptul că, bă, o săptămână sau două, după ai găsim altundeva, nu, nu mai vreau. Simplu, nu mai vreau. Pentru că așa au fost și cu banii, am așteptat un an jumate, n-am primit, așa au fost și cu hainele, păi credeți-mă, lucrez în pantaloni lungi de un an jumate. Pentru că firma nu a fost în stare să-mi dea pantaloni scurți de lucru. Nu-ți dă. Pentru că, vai, am uitat, pentru că, da, nu ai primit. Să mor tu! Păi dacă de o lună, de 15 ani de zile, zic, bă, nu, am pantaloni scurți, îmi fierbe ceva jos, am și eu niște extremități în bazoreliefful ăsta și efectiv îmi iard că 40 de grade pe șantier. Și tu îmi zici, păi da, nu, ai primit. Serios? Păi nu mă vezi zilnic, nu te interesează pe tine de muncitorii tăi, de mitarbeiterii tăi, de mitarbeiteri, îi muncitori în germană. Nu, am văzut că nu-i prea interesează, doar banii. Mai era o problemă care voiam să zic, dar cred că am uitat-o. Asta cu hainele a fost. În fine, nu vreau să mai povestesc mult prea mult despre toate treburile astea. Da, mâine mă voi duce cu un român, pentru că, da, și treaba asta am vrut să vă mai explic. Dat fiind faptul că m-a rugat șeful să mă duc cu românul ăsta până la firmă, să, pentru că eu vorbesc germană, ca să-și poate rezolva actele, ca să le primească, să fie tot în regulă, ca de marți să înceapă munca. Eu nu știu încă dacă mi-e plătită ziua sau nu. Bine, e și un pic vina mea, deoarece nu am întrebat dacă o să-mi fie plătită ziua sau dacă nu o să-mi fie plătită ziua, dar sper să-mi fie plătită ziua și o să încerc să întreb mâine la birou. Ok, am venit cu omul ăsta, dar eu nu sunt pe șantier, nu din cauza mea am lipsit de pe șantier. Cine plătește mie ziua asta? Că dacă nu-i plătită ziua, încă un picur în pahar. Ăla care, am zis, o să-i rupă în curând. Pentru că, na, nu e nici prima dată când îmi dau demisia de pe un șantier sau de la cineva anume care, efectiv, îți spune ceva în față când te angajezi, te linge și unde ți-am zis că te linge și până la urmă, după 2, 3, 4, 5 luni de zile, după ce ai foile în regulă, păi stai un pic că s-o schimba treburile. Păi da, nu știu, nu mă interesează. Efectiv, nu. Până acum, eu din Ardeal și eu tac și aștept să se întâmple lucrurile bune. Dar văd că nu se întâmplă lucrurile bune. Iar dacă nu se întâmplă lucrurile bune, sunt nevoit să le fac eu. Să fie bune lucrurile. Deoarece, na, efectiv, nu mai pot. Când nu mai pot, tupu, explodez. Explodez și nu vreau să, credeți-mă și vă zic cu mâna pe inimă, aici inima, filmez cu partea frontală de la cameră și aici am inima, nu-i partea, nu-i mâna dreaptă, adică nu-i mâna stângă, aici e inima, asta e mâna dreaptă și aici am inima. nu-i prima dată când vreau să evadez din, efectiv, nu ești om cu mine, lasă-mă în pace, că o să vină altul să-ți presteze servicii. Mi-am mai dat demisia și întotdeauna încerc să-mi dau demisia, adică întotdeauna încerc să las omul cu o strângere de mână, cu respectul meu de sine, cu, da frate, nu ne mai înțelegem, punct, strângem mâna, pentru că, na, uite, am așteptat atâta timp, nu s-a întâmplat, am așteptat iar atâta timp, gen, pentru bani, am așteptat atâta timp pentru haine, am așteptat atâta timp pentru
nu știu, să se întâmple ceva mult mai corect, mult mai... nu se întâmplă niciodată nimic, întotdeauna o să vedem, o să vedem, o să vedem, o să vedem. Păi eu nu mai o să vedem, pentru că nu am venit aici ca să-ți prestez ție muncă în folosul tău, ca să fiu eu, eu mă simt sclav. Serios. Nu, spun că nu sunt persoane care dorm în stradă, care, eu știu, puii mei, dar nu e problema noastră, nu e problema oamenilor care efectiv muncesc pentru viața lor și muncesc ca să aibă ceva anume. Ăla, dacă dorme în stradă, înseamnă că efectiv au avut ceva, au avut un trecut sau are un prezent miraculos din cauza că dorme pe stradă. Nu e... mă gândesc strict la mine, că m-am săturat, mă simt așa, ca într-o cămașă de forță și nu pot să ies din ea. Adică nu pot să ies. Știu cifru, știu lacăt, știu tot tacâmul, știu cum să o desfac, dar efectiv parcă, nu știu, parcă mai am încă una, am două cămăși de forță pe mine, habar nu am ce mama dracu am, dar efectiv, scrieți-mi în comentarii cam ce ar face voi dacă ați fi în locul meu până la urmă. O să mai postez vloguri de genul, cum mă simt. Acum m-am simțit așa o mică frustrare. Am ținut să vă zic, am ținut să mă exprim oamenilor. Nu știu cine o să mă vadă, am văzut că am 30 și ceva de abonați, 34 de abonați mai exact. Aștept comentariile voastre, o să fiu geană pe comentarii, să le citesc, să poate purtăm o conversație. Am nevoie de ajutorul vostru să-mi explicați părerea voastră și ne vom vedea mâine. Vreau să vă fac vlog cum mă duc până la firmă să îl ajut pe om să-și facă actele și cam atât pe ziua de azi. Mă pun să pun vlogul ăsta pe internet să-l puteți vedea și voi. În rest o să mă arunc în pat, o să-mi iau chipsuri, o să am alune, o să încerc să mă uit la un film sau o să încerc să... Stați un pic, că tot v-am... Da, știu, eu, cum am zis, sunt din Ardeal și câteodată îmi trebuie mult să termin o carte. Dar, da, în momente de astea de cumpănă, de... În momentele în care mă simt un pic mai rău, mai iau o carte și îmi schimbă automat, îmi schimbă mie starea, că trebuie să-mi schimb starea. Nu zic că nu e bine, e bine, sunt sănătos, mă bucur lui Dumnezeu pentru că sunt sănătos, mă bucur pentru că am strâns niște bănuți în cont cu care pot să pornesc ceva anume, mă bucur că am de toate până la urmă, nu-mi trebuie nimic, doar libertate și aici simt că nu am libertatea respectivă, așa că... Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru că v-ați uitat la mine, Cristian #TCL, numele canalului meu de YouTube. Nu uitați să dați un like sau un dislike, depinde dacă vă place sau nu ceea ce postez eu, contentul pe care îl postez eu. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, să apăsați clopoțelul pentru mai multe notificări. V-am pupat!